În seara zilei de 7 august, ofițerul parașutist Marius Baștan, fiul primului general parașutist român Grigore Baștan, a decedat în urma unui atac cerebral. Marius este unul dintre copiii generalului Grigore Baștan, considerat părintele parașutiștilor militari români. Pe lângă meritele de a reforma această armă de elită, generalul Baștan a devenit un reper în istoria parașutiștilor. În copilărie, Marius Baștan a fost părtaș la un episod care i-a adus tatălui său faima pentru a demonstra cât de sigură este parașuta inventată de el în 1960, generalul Baștan a decis să execute un salt cu băiatul său Marius în brațe, care avea 5 ani. Grigore Baștan a avut preocupări în dezvoltarea materialelor de desant, iar spiritul său de inventator și inovator a dus la realizări notabile. Prin realizarea completului de parașute folosite pe o perioadă îndelungată în armata României. La 20 august 1970 a stabilit un record național la saltul cu parașuta, executând un salt din aeronavă de la înălțime de 10.000 de metri cu o cădere liberă de 7.000 de metri. Una dintre ultimele apariții televizate ale inginerului Marius Baștan a fost chiar la Campus TV la începutul lunii iunie.